Partida de ieri cu Brașovul a reprezentat pentru argeșeni o ocazie de a mai acumula puncte în clasament, mai ales pentru a nu intra cu un pasiv prea mare în eșalonul secund. Din păcate pentru gazde, finalul nu a fost deloc favorabil, brașovenii impunându-se în cele din urmă prin reușita lui Viveiros din minutul 88. Joc destul de modest din punct de vedere tehnic, fără niște virtuți așa deosebite. Un joc care se îndrepta spre un 0-0. Acum să spunem fotbal, jocul greșeal așteaptă, o nesincronizare în partea stângă. Ne-a făcut să pierdem și aceste 3 puncte. Și oaspeții au reușit să scape și ei de retrogradă. Atunci când îți dorești mai mult, atunci când totuși te mobilizezi, păcat că nu mai poți. Noi acum poate ne-am dorit mai mult, ca oricând să facem un rezultat bun, dar iată că am pierdut într-un final, tot pe o lipsă de, spunem, de concentrare, cum s-a mai întâmplat și până acum în acest campionat. Antrenorul Marin Radu II este conștient de situația grea a echipei, sperând totuși că în ultimele etape vor fi obținute și puncte. Mai sunt 4 etape. Soarta nu este pecetuită. Așteptăm următoarele jocuri să vedem ce mai putem face pentru a scoate ceva puncte, ținând cont că vom intra cu penalizări în Liga 2. CS Mioveni evoluează cu Dinamo București în următoarea etapă de campionat programată sâmbătă.